Inițiam o serie de prezentări ale principalelor idei și concepte filosofice și vom debuta cu prezentarea unor concepte transversale pentru domeniile filosofiei. E vorba de conceptele care constituie cadrul dezbaterilor dinăuntrul mai multor domenii filosofice. Printre acestea, e vorba de o serie de perechi de termeni, concepte filosofice, precum dualismul, pluralismul, monismul, pe de o parte, esențialismul, idealismul, materialismul, realismul și altele la care vom face referință la timpul lor. Pentru această primă formă de prezentare filosofie, ne propunem să discutăm conceptul de monism, pluralism și dualism, distinția dintre acești trei termeni, cum spuneam, concepte transversale pentru domeniile filosofiei, le regăsim atât în ontologie, metafizică, cât și în gnoseologie, epistemologie sau în alte domenii specializate ale filosofiei, precum etica sau filosofia morală, filosofia politică și chiar estetica și filosofia artei. Pe cât posibil, vom încerca să trasăm particularitățile fiecărui dintre concepte într-o modalitate comparativă și să vedem instanțierea lor în domeniile propriu-zis ale filosofiei. Începem cu conceptul de monism pentru a continua cu cel al pluralismului și vom încheia această primă prezentare cu conceptul de dualism. Câteva chestiuni introductive referitor la monism. Vom puncta că monismul este punctul de vedere metafizic și teologic prioritar, conform căruia totul este una, că nu există diviziuni fundamentale și că un set unificat de legi stau la baza întregii naturi. Universul, la cel mai profund nivel de analiză, apare astfel ca fiind un singur element sau că ar fi compus într-un singur fel de elemente fundamentale, care avea la bază o singură substanță. Dacă e să ne exprimăm în termenii unei prime forme ale ontologiei, ontologia substanțialistă, monismul se situează, deja cum am lăsat să se înțeleagă din curtul introu, în opoziție față de dualism, care susține că există două tipuri de substanțe fundamentale, că universul ar avea la bază două elemente constitutive. La fel, monismul se află într-o relație de opoziție cu o serie de concepții filosofice, metafizice, teologice și teologice prioritar, dar și gnoseologice, moral-etice, care postulează existența de unei multitudini de substanțe, o substanțe de mai multe tipuri care fundamentează realitatea universului în care ne aflăm. Concepții grupate sub titlul convențional de pluralism. Ar trebui să spunem că conceptul de monism se bazează pe conceptul de monadă. Etimologic, termenul monism derivă din grecescul monos, care înseamnă singur, fără diviziune, păi de omogenitate. Diversi filozofi presocratici au descris realitatea ca fiind monistă și au conceput o mulțime de explicații pentru fundamentarea acestei realități. E ușor să ne amintim aici de Thales, care postula ca substanță fundamentală, ca substanță aflată la originea tot ceea ce există, substanța apei, apa, Anaximandru, vorbind de o substanță, o anumită imaterialitate, cum e apeironul, însemnând infinitul nemărcinit, sau Anaximene, care găsea că aerul e acea substanță unică din care survine tot ceea ce există, sau Heraclit, focul. Parmenide vorbea de unimea, unitatea, unul, asemuit ființei, aceasta la rândul ei, imaginată ca o sferă perfectă, nemișcată, neschimbătoare și nedivizată. Asta ar fi o serie de, o exemplificare a concepțiilor moniste, așa cum le regăsim în filosofia antică și în special cea presocrat. Monismul este utilizat într-o varietate de contexte, lucruri pe care l-am și amintit, în metafizică, epistemologie, etică, filosofia minții și alte domenii specializate ale filozofiei, dar conceptul de bază este întotdeauna acela al unității. Deci, definitoriu, monismul este ideea
de unitate. Ori de câte ori, dualismul distinge între trup și suflet, materie și spirit, obiect și subiect, materie și forță. Monismul neagă o astfel de distinție sau le fuzionează pe ambele într-o unitate mai mare. Termenul de monism în sine este relativ recent, folosit pentru prima dată de către filozoful german din secolul al XVIII-lea, Christian von Wolff. Anii de viață, 1679-1754, Wolff folosea termenul monism, deci ar fi o invenție terminologică întemeitorului metafizicii de școală în filosofia germană, pentru a desemna tipuri de gândire filosofică în încercarea de a elimina dihotomia trupului și a minții. Christian Wolff își concepe opera filosofică în posteritatea lui Descartes și e cumva înțelegem poziționarea acestui gânditor german și scopul pe care îl urmește în introducerea în limbajul filosofic a termenului monismului. Tipuri de monism. În mod curent, monismul este împărțit în trei, dar uneori îl putem regăsi și în alte tipuri de bază. Dar, în mod curent, sunt trei forme ale monismului. În primul rând, e monismul idealist, chiar dacă concepțiile idealiste urmează a fi discutate de către noi ceva mai târziu, acum anunțăm și recunoaștem existența unui monism idealist, până totodată că această doctrină, de asemenea numită și monismul mentalist în anumite surse, unei autori, unei interpreți, dar atât monismul idealist sau monismul mentalist, între care există o relație de sinonimie, susțin că mintea este tot ceea ce există. Exemplu, că singura substanță existentă este mintea. Că e o minte individuală sau că e o minte divină, dar oricum e vorba de o singură minte, o singură conștiință. Și că lumea exterioară este fie ea însăși mentală, deci are o natură mentală, ideală, fie nu e decât o iluzie creată de minte. Astfel nu există decât o singură realitate, imuabilă și eternă, pe care unii au numit-o Dumnezeu și atunci avem un monism religios sau un monism idealist spiritual, în timp ce alții, cum ar fi filosofii presocratici ca Parmenide, au etichetat-o ca ființă sau unul sau unimea poate să mai apară în unele lucrări. Acest tip de monism idealist a reapărut de-a lungul istoriei, de la neoplatonicieni, începând cu Gottfried Leibniz și George Berkeley, până la idealismul german al lui Hegel. Riscurile ar mai fi de zis, acum sunt așa cumva în trecere, riscurile ar fi că un astfel de monism, monismul idealist, aș poate căta formele solipsismului. Ori solipsismul e o poziție filosofică bine de evitat în demersurile filosofice. Al doilea tip de monism, după cel idealist, bineînțeles că ar fi monismul materialist. Această doctrină susține că nu există decât o singură realitate. Materia, fie că ea ar fi o aglomerare de atomi, ca formă de bază a materiei din care este formată lumea, fie că ar fi așa numită nebuloasă cosmică din care a evoluat lumea. Monismul materialist susține că doar ceea ce este fizic, material, este real. Și că mentalul poate fi redus la fizic. Reducționismul fizicalist de aici se naște, deci ca un corelat al monismului materialist vom avea reducționismul fizicalist. Membrii acestei tabere îl includ pe Thomas Hobbes, Bertrand Russell, mai aproape de noi, și că această a fost doctrina dominată a secolului al XX-lea, îmbrățișată de multe curente pozitiviste și neopozitiviste, chiar scientiste unele dintre ele. În cadrul monismului materialist am distinge două tipuri principale, care la rândul lor au forme particulare. Avem pe de o parte fizicalismul reductiv, care afirmă că toate stările și proprietățile mentale vor fi în cele din urmă explicate prin legile științifice ale proceselor și stărilor fiziologice, a fost cea mai populară formă în timpul secolului al XX-lea. În subgrupa fizicalismului reductiv sau reducționist, regăsim alte trei tipuri principale. Deci trei tipuri ale fizicalismului reducționist, care la rândul lui este o formă a monismului materialist. E vorba de 1.
behaviorismul, care susține că stările mentale sunt doar descriere ale comportamentului perceptibil. Doilea tip a fiscalismului reducționist, teoria tipului de identitate, care susține că stările mentale specifice sunt identice cu stările interne fizice specifice ale creierului. Și a treia forma fiscalismului reducționist e funcționalism, care susține că stările mentale pot fi caracterizate în termenii proprietăților funcționale non-mentale. Al doilea tip a monismului materialist, deci primul a fost fizicalismul reducționist, al doilea este fizicalismul non-reducționist, care susține că, deși creierul este tot ceea ce este mintea, predicatele și vocabularul folosit în descrierile mentale și în explicații nu pot fi reduse la limbajul și nivelul inferior al explicațiilor științei fizice. Asta, stările mentale survin sau depind de stările fizice și nu poate exista nicio schimbare a mentalului fără o schimbare a fizicului, dar ele nu sunt reductibile la acesta. Există trei tipuri principale ale fiscalismului reducționist. Astfel, vom avea monismul anomalic, care susține că evenimentele mentale sunt identice cu evenimentele fizice, dar că mentalul este anomic, adică lipsit de legi. De exemplu, aceste evenimente mentale sunt perfect reale și identice cu unele ale materiei fizice, dar nu sunt reglementate de legile lumii fizice. Prin urmare, toate lucrurile mentale au o natură fizică, dar nu toate lucrurile fizice sunt în mod necesar mentale. Această doctrină a fost propusă pentru prima dată de Donald Davidson în anii 1970. A doua formă a fiscalismului non-reductiv ca formă a monismul materialist este emergentismul, care implică o vedere stratificată a naturii cu straturile aranjate în funcție de creșterea complexității fiecare corespunzând propriei sale științe specifice. Și a treia formă a fiscalismului non-reducționist este eliminativismul sau materialismul eliminativ, care susține că înțelegerea în termenii obișnuiți ai minții oamenilor, conform la ceea ce am putea numi psihologie populară sau psihologie naivă, este iremediabil eronată și va fi în cele din urmă înlocuită de o alternativă, de obicei fiind înlocuită din neuroștiință. Trecem cu asta, am încheiat monismul materialist și trecem la a treia formă a monismului neutru, reamintind că am distins ca forme majore ale materialismului monismul idealist, monismul materialist cu formele și tipurile sale inerente și acum ajungem la a treia formă majoră a monismului, vorba de monismul neutru. Primele au fost cumva specializați sau angajate ale tensiunii idealism-materialist, fiecare luând partea unei dintre aceste alternative, dar acum recunoaștem un monism de factură neutru. Monismul neutru. Această teorie, cu caracter dual, susține că existența constă într-un fel de substanță primară, deci monism, deci e vorba totuși de monism, prin asta concepția rămâne a fi monistă, care în sine nu este nici mentală, nici fizică, dar este capabil de aspecte mentale și fizice sau calități de ordin mental sau fizic. Astfel, există o altă substanță neutră, etichetată în mod diferit ca materie, natură sau chiar Dumnezeu, și că atât materia cât și mintea sunt proprietățile acestei substanțe necunoscute, manifestări specifice ale acestei unice substanțe care rămâne necunoscută. O astfel de poziție a fost adaptată de către Baruch Spinoza încă în modernitate sau în secolul al XX, un promotor al monismului neutru e Bertrand Russell, pentru un timp, cel puțin. Astăzi sunt și alții gânditori mai din zonele filozofiei analitice și chiar unii autori filosofi care lucrează de aproape cu materialele, cu descoperirile din neuroștiință. Un astfel de monism mai poartă numele și de teoria sau monismul aspectului dual, ceea ce cumva la apropie de dualism, dar totuși faptul că susține că există undeva o substanță unică care subîntinde și
preexistă distinții dintre material și spiritual, totuși o încadrează legitim în cadrul concepțiilor moniste. Mai fi a patra, pe lângă cele trei forme, am mai putea vorbi și de o a patra formă a monismului, monismul reflexiv, care am găsit următoarea descriere. Deci monismul reflexiv este o teorie cu caracter dual în tradiția lui Spinoza, care susține că elementele de bază care compun universul au potențialul de a se manifesta atât fizic cât și ca experiență conștientă, cum ar fi ființele umane, care pot avea o viziune atât asupra restului universului cât și asupra lor înșiși. De aici, numele această viziune modernă se bazează pe un concept care a fost prezent în gândirea umană de milenii, cum ar fi vechile scrieri vedice, precum Upanishadele și numele credințe pe care le regăsim chiar în timpul Egiptului an. Cu toate acestea, diferite analize utilizează și uneori și astăzi de formele monismului. Monismul substanțial sau substanțialist. Monismul unui singur lucru. Acesta susține că există doar o singură substanță și că toată diversitatea este în cele din urmă ireal. Acesta este, în esență, punctul de vedere susținut de Spinoza, contrapus în mod curent dualismului cartezian. Dacă, pe scurt, distinția Spinoza-Descartes, Descartes e cel care susține că, ontologic, există două substanțe, fiecărei substanțe corespunzându-i un atribut specific, substanții materiale, întinderea substanței gânditoare, substanții emului sau substanții spirituale, gândirea, pe când Spinoza susține că există o singură substanță cu o multitudine de atribute, dintre care două ne sunt accesibile prioritar, e vorba de întindere și gândire, dat fiind natura noastră duală, materială și spirituală. Ar mai fi, am putea regăsi și un monism atributiv, adică nu este un monism al substanței, dar e monismul unei categorii, unei proprietăți. Acesta susține că există un tip de lucruri, dar multe lucruri individuale diferite în această categorie și astfel realitatea este în cele din urmă compusă din mai multe lucruri, mai degrabă decât din unul. Monismul materialist și monismul idealist sunt, prin urmare, diferite forme ale monismului atributiv. Și în cele din urmă ar mai fi să menționăm o formă absolută a monismului, monismul absolut, formula că există o singură ființă. Acesta susține că nu există doar o singură substanță, ci numai o singură ființă. La fel ca în filozofie hindusă antică, Advaita Vedanta, dacă ar fi să dăm un exemplu în cazul dat. Cu acestea am încheiat succinta trecerea în revistă a formelor și înțelesurilor foarte sumare ceea ce este monismul și continuăm cu formele pluralismului. Pluralismul, potrivit numelui său, este un concept utilizat cu mai multe sensuri în filozofie. Dar, în termen general, este teoria că există mai mult de o substanță de bază sau de un principiu care condiționează sau care se oferă ca temei a tot ceea ce există. Pluralismul este în contrast cu comunismul, care susține că în cele din urmă nu există decât un singur tip de substanță, așa cum am văzut. Și cu dualismul, care susține că finalmente există două tipuri de substanță în univers. Sau, în termenii filozofiei minții, că mintea și materia sunt două substanțe separate. Se poate argumenta că dualismul este un caz specific de pluralism. La limită, am putea să vedem și dualismul ca fiind un caz, o instanțiere, un caz particular al pluralismului. Pluralismul este de asemenea numele unei vechi școli grecești de filozofie presocratică, în mare măsură independentă, care îl includea pe Anaxagoras, Arhelau, vorba de secolul al V-lea, înaintea nașterii lui Hristos, și Empedocle. Privitor la tipurile de pluralism, am putea recurge la evidențierea acestor concepții pe cazurile domeniilor principale sau acolo unde pluralismul transpare cu o anumită evidență. În metafizică, pluralismul este credința că realitatea constă din mai multe substanțe diferite. În filozofia minții, pluralismul este credința că există o multitudine de substanțe de bază care alcătuiesc mințile și trupurile oameni. În
epistemologie, pluralismul este afirmația că există mai multe descrieri contradictorii, dar încă fidele ale lumii și că nici un singur sistem explicativ sau diviziune a realității nu poate explica toate fenomenele vieții. În etică, pluralismul este presupunerea că există mai multe surse independente de valoare și că nu există un singur adevăr, un singur garant al adevărului sau un singur set de criterii pentru determinarea adevărului și a valorilor morale. În filozofia politică, pluralismul este acceptarea unei multitudini de grupuri cu interese concurente. Acesta este cel mai obișnuit concept folosit în mod frecvent în conversația generală. Cumva pluralismul în filosofia politică contrapus dintr-o anumită perspectivă totalitarismului. Dualismul. Trecem la prezentarea succintă a dualismului, care vom regăsi următoarele determinări, o încercare de clarificare a înțelesului dualismului, spunând că în metafizică dualismul este prioritar. Înțeles ca fiind credința că există două tipuri de realități. Materială sau fizică și imaterial sau spiritual. În filozofia minții, dualismul este poziția în care mintea și corpul sunt într-un fel categoric separate unul de altul și că fenomenele mentale sunt în unele privințe non-fizice în natură. Dualismul poate fi în contrast atât ca noțiune metafizică cât și în ceea ce privește filozofia minții sau ca concept, ca noțiune epistemologică cu diferite tipuri ale monismului, inclusiv fizicalismul și idealismul și pluralismul, care susține că în cele din urmă există multe feluri de substanțe, o multitudine de substanțe sau principii și nu doar două. Dualismul recurge la intuiția de bun simț a marei majorități a oamenilor fără pregătire filosofică, iar mentalul și fizicul la cei mai mulți oameni par să aibă proprietăți total diferite și poate chiar ireconciliabile. Evenimentele mentale au o anumită calitate subiectivă a lor, cunoscută sub numele de qualia sau modurile în care vedem noi lucrurile, în timp ce evenimentele fizice nu ar dispune de astfel de elemente. Criticii dualismului au întrebat de multe ori cum ceva cu totul imaterial poate afecta ceva cu totul material. Așa numită problema interacțiunii cauzale, problema metafizică, dar o problemă de largă dezbatere în filozofia minții. Datorită cunoașterii dobândite de știința modernă, puțini neurologi, dacă or mai fi, ar lua în considerare o poziție dualistă, deoarece credințele moniste, cum ar fi fizicalismul, sunt acum mult mai familiare în domeniul filozofiei minții, alimentate tocmai de aceste cercetări din zona științelor neuronale, neurofiziologiei, științelor cogniției până la urmă. Un succint istoric am putea prezenta pentru conceptul dualismului, pentru concepțiile tradițional trecute în categoria dualismului. Dualismul poate fi urmărit în trecut la Platon și Aristotel, precum și la școlile timpurii de filozofie hindusă, Samkhya și Yoga. Platon a formulat pentru prima oară celebra sa teoria a formelor, substanțe distincte și imateriale, din care obiectele și alte fenomene pe care le percepem în lume nu sunt nimic mai mult decât simple umbre, copii ale acestora. Platon a susținut că pentru ca intelectul să aibă acces la aceste concepte sau idei universale, mintea trebuie să fie ea însăși o entitate non-fizică, imaterială. Aristotel a susținut că dacă intelectul ar fi fost un organ specific material sau o parte a unui organ, atunci s-ar fi limitat doar la a primi anumite tipuri de informații, în același fel în care ochiul este limitat să recepționeze datele vizuale. Deoarece intelectul este capabil să recepționeze și să reflecteze asupra tuturor tipurilor de date, rezultă că nu e posibil să fie un organ fizic și, prin urmare, trebuie să fie, în mod necesar, imaterial. Neoplatonicii creștini au identificat formele lui Platon, adică ideile, cu sufletele și au crezut că sufletul este substanța fiecărei ființe umane în parte, în timp ce corpul ar fi doar o umbră sau o copie a acestor fenomene eterne. Pentru Toma d'Aquino, sufletul era, în evul mediu deja, sufletul era încă substanța ființei umane, dar, similar cu propunerea lui Aristotel, era posibil
ca, doar printr-o manifestare a sa în interiorul corpului uman, o persoană să fi putut spune că este o persoană. Cu toate acestea, dualismul a fost formulat mai precis și cu deplină exactitate cel care l-a consacrat în filosofie de către gânditorul francez René Descartes în secolul al XVII-lea. Descartes a fost primul care a formulat problema în minte-corp în forma în care există astăzi și primul care a identificat în mod clar mintea cu conștiința și cu cunoașterea sinelui și care a separat mintea de creierul care era sediul fizic al inteligenței. Descartes a realizat că s-ar fi putut îndoi că a avut un corp, poate că a visat despre asta sau că a fost o iluzie creată de un demon rău, un geniu malefic, cum îi spunem Descartes în celebrele meditații metafizice, dar nu se putea îndoi că a avut o minte, ceea ce a sugerat că mintea și corpul trebuie să fie două lucruri diferite. Toate acestea, mintea imaterială și corpul material, deși sunt substanțe distincte din punct de vedere ontologic, interacționează cauzal într-un fel nespecificat prin intermediul glandei pineale. Așa considerat Descartes, utilizând de o explicație în vogă la acel moment în știința anatomică, dar lucru care a trezit destul de controverse. Tipurile dualismului. Trecem succint la principalele tipuri ale dualismului. Vom distinge, prin urmare, dualismul substanță sau dualismul cartezian, dualismul metafizic ar fi dualismul substanțialist. Această formă dualismului susține că mintea este o substanță care există în mod independent. Mentalul nu are extensie în spațiu, iar materialul nu poate gândi. Acesta este tipul de dualism cel mai cunoscut, susținut de Descartes, și este compatibil cu mai multe teologii care susțin că sufletele nemuritoare ocupă un teren independent de existență, distinct de cel al lumii fizice. Altă formă dualismului, dualismul proprietăților. Uneori cunoscut și sub numele de fizicalismul al simbolizării, susține că mintea este un grup de proprietăți independente care apar din creier, însă ea nu este o substanță distinctă. Asta atunci când materia este organizată într-un mod adecvat, de exemplu în felul în care este organizată viața organismelor umane, apar proprietățile mentale. Există trei tipuri principale ale dualismului proprietăților. E vorba de interacționalism, ocazionalism și paralelism. Le luăm pe rând, foarte scurt, caracteristică pentru fiecare. Interacționismul admite că provocările, cauzele, deci mentale, cum ar fi credințele și dorințele, pot produce efecte materiale și invers. Descartes credea că aceste interacțiuni fizice aveau loc în glanda pineală. Ocazionalismul afirmă că o bază materială de interacțiune între material și imaterial este imposibilă și că interacțiunile au fost în realitate cauzate de intervenția unui Dumnezeu în fiecare ocazie individuală. Celebru filosof care a susținut această formă a dualismului, deci ocazionalismul, este Nicolas Malebranche, contemporan cu Descartes și Spinoza. Paralelismul, a treia formă a dualismului proprietăților, este paralelismul psihofizic, susține că provocările sau cauzele mentale au doar efecte mentale, iar cauzele fizice au doar efecte fizice. Dar că Dumnezeu a creat o armonie prestabilită, astfel încât există doar impresia că evenimentele fizice și mentale, care în realitate sunt monade, complet independente unele de altele, cauzează și sunt cauzate unul de celălalt. Acest punct de vedere, neobișnuit cumva, dar cu propria sa legitimitate metafizică, a fost susținut de către Gottfried Leibniz, un alt gânditor marcant al modernității. Atât Descartes, Malebranche sau Leibniz reprezintă raționalismul pe care îl vom discuta la rândul său, o face obiectul discuțiilor noastre. După dualismul substanțialist, după dualismul proprietăților, ar urma să menționăm epifenomenalismul, care este un tip de dualism care afirmă că evenimentele mentale sunt inerente din punct de vedere cauzal, de exemplu, nu au consecințe fizice. Evenimentele fizice pot cauza
alte evenimente fizice și evenimentele fizice pot cauza evenimente mentale, dar evenimentele mentale nu pot cauza nimic, deoarece acestea sunt, din punct de vedere cauzal, doar produse secundare, inerte ale evenimentelor fizice, anume lucrul ăsta nu inerente, dar inerte din punct de vedere cauzal. Deci, evenimentele mentale sunt inerte din punct de vedere cauzal, ceea ce înseamnă nu au impact asupra evenimentelor fizice. În schimb, evenimentele fizice pot cauza evenimente mentale. Așa, această doctrină a fost formulată pentru prima dată de către un gânditor, Thomas Henry Huxley, în secolul al XIX-lea, cu toate că se bazează pe mult mai vechile teorii ale materialismului susținut de Thomas Hobbes. O altă formă a dualismului, dualismul predicatului. Susține că este nevoie de mai mult de un predicat, ceea ce descrie subiectul unei propoziții, pentru a da un sens lumii. Și că experiențele psihologice prin care trecem nu pot fi redate în termeni sau reduse la predicatele fizici ale limbilor naturale. De aici rezultă acest dualism. Nu ar fi decât un dualism al predicatelor, dar în realitate lumea ar fi un monism materialist, naturalist. Dualismul epistemologic, de asemenea, cunoscut ca reprezentaționalism sau realism indirect, susține că în epistemologie lumea pe care o vedem în experiența conștientă nu este lumea reală în sine, ci doar o replică sub forma unei realități virtuale în miniatură aceste lumi, într-o reprezentare internă, într-o reprezentare mentală. Astea au fost formele dualismului și cu asta încheiem curta noastră prezentare și revenim cu noi teme pentru data viitoare.